Biblioteca Municipală Lugoj vine în sprijinul bibliotecilor școlare și comunale cu un proiect inedit. Cărți din patrimoniul instituției vor fi donate către școlile sau localitățile unde fondurile pentru achiziționarea de carte sunt limitate, însă există dorință de lectură. Pentru elevii care fac primii pași în lumea cărților, este foarte important să aibă la dispoziție volume interesante, captivante, care să le dezvolte imaginația și abilitățile de comunicare. Biblioteca Municipală Lugojeană intenționează și o reorganizare a spațiului, ca prin aceasta volumele să fie mai bine puse în valoare, astfel încât cei care îi trec pragul să găsească ce au nevoie cu mai multă ușurință în funcție de categoria de care sunt interesați. Biblioteca Municipală de peste 10 ani a primit și primește și în continuare donații pe care lugojenii cu generozitate le oferă bibliotecii municipale, cititorilor bibliotecii. Din păcate, în toți acești 10 ani s-au adunat foarte multe cărți ca număr din donații. În momentul de față ne confruntăm cu o lipsă acută a spațiului și acest lucru ne-a determinat să găsim niște soluții. Gândul nostru s-a îndreptat către bibliotecile comunale și școlare din zona noastră, din zona Lugojului, știind că multe biblioteci comunale nu au mai achiziționat cărți, fie noi, fie mai puțin noi, de foarte multă vreme. Și ne-am gândit că venim cu o ofertă în întâmpinarea bibliotecilor comunale și școlare să vină către noi să le oferim cărți din aceste donații care există, sunt la noi la bibliotecă. Noul an școlar se apropie cu pași repezi, iar cu sprijinul instituției lugojene, mai mulți elevi, în special cei din zona rurală a județului, vor avea astfel fondul de carte necesar atât pentru studiul la clasă, cât și pentru relaxare în timpul liber.